Salut, eu sunt Andrei și astăzi am venit la unchiul meu Cristi, care mi-a propus să facem un interviu. El este foarte amuzant și de fiecare dată când mă văd cu el, râd. El este pasionat de comedie și a creat o echipă de improvizație care se numește Hashtag Diaz. Nu-i așa? De fapt, este Hashtag Diaz. Da, merge. Okay. Hai să dăm drumul la interviu. Să luăm cu începutul. Ai ieșit campion la Under 10, campion național. Mm-hmm. Cum te simți? Cum este? Mă simt foarte bine. Am fost foarte bucuroasă atunci când am câștigat, pentru că era al doilea titlu, dar era primul la individual. Povestește-ne ce ai simțit în momentul acela când ai realizat că ești campion național. Fix atunci, ultimul punct. Fericire, dar nici chiar, pentru că nu-mi dădusem chiar seama de ce se întâmplase. M-am întins pe jos, tremuram și eram super, super fericit. Spune-mi așa, pe îndeletă, cum a decurs pregătirea ta înainte de turneul național? Păi, făceam două antrenamente pe zi, pentru că trebuia să-mi intru în formă. Două antrenamente pe zi a început cu vreo două săptămâni înainte de campionatul național. Făceam pregătire fizică de trei ori pe săptămână. Pregătire mentală făceam o dată pe săptămână și mă pregăteam foarte intens, pentru că vreau foarte mult să câștig. Parcursul tău în turneu a fost remarcabil. Ai pierdut, din ce știu eu, din ce în calcul, 4 game-uri. Cum ai reușit? Care e cheia succesului? Păi, după cum ți-am spus, m-am pregătit foarte intens pentru că am avut super mult să câștig turneul și am fost serios, am fost concentrat pe fiecare meci, fiecare punct, fiecare game, fiecare set și mi-am dorit super, super mult. Anul acesta, din cauza pandemiei, naționale s-au ținut în București la poalele Arenei Naționale. Practic ai jucat acasă. Crezi că a fost un avantaj pentru tine? Nu neapărat. Un pic un avantaj, pentru că n-a trebuit să mă cazez, să închiriez terenul. Pur și simplu m-am antrenat la clubul meu. Dar organizarea cum ți s-a părut? A fost foarte bună. Terenurile au fost super, super bune. Și am avut multe terenuri la dispoziție și am avut ocazia și să-l vedem pe Horia Tecău antrenându-se. El chiar m-a pus acest tricou de campion național. Două? Unul l-am luat anul ăsta și unul anul trecut la echipe cu prietenul meu, Laurențiu. Apropo de Laurențiu, da. Știu că faci dublu cu el. Și ați luat și titlul de campion național pe echipa la Brașov anul trecut. Ce poți să-mi spui despre el? E un copil foarte bun, joacă foarte bine tenis. Am postat un video, tot meciul. Puteți să-l urmăriți. Chiar joacă foarte bine. Știu că anul trecut, la campionatul național de la Craiova, ai ieșit de vreme din competiție. Ce ai îmbunătățit în jocul tău, în tot ce înseamnă jucătorul Andrei? Am îmbunătățit mai mult mentalul, pentru că în meciul ăla n-a fost cel mai bun în punct de vedere mental. Fizicul, pentru că chiar am obosit acel turneu. Și loviturile, tehnica loviturilor. Am înțeles. După acel turneu ai avut o serie extraordinară. Ai mers în străinătate, ai câștigat turneul din Croația, ai fost în Italia de anul nou și ai luat un mare bol de lămâi. Ai jucat cu jucători din străinătate, da? Cum ți s-au părut față de cei din campionatul intern? Cam la fel de bun. Dacă i-aș pune pe cei de aici să joace cu cei de din afară, bineînțeles, cei din semifinale, cei din semifinale, cei din finale cu cei din finale, ar fi destul de strâns. Înțeles.
ai spus mai devreme de mental. Știu că ai echipă numeroasă în spate, ai antrenor, ai și un preparator mental, din ce știu. Spune mai multe despre echipa ta, de la antrenor, în special de antrenor, și după aia fiecare angrenaj al echipei tale. Deci, am un antrenor pe nume Paul Franciuc. Am un antrenor de pregătire fizică pe nume Dan Cristea. Am un antrenor de pregătire mentală pe nume Andreas Nieto. Mă înțeleg foarte bine cu antrenorii mei, lucrăm intens și îmi place să lucrez cu ei. Revenind la meciul final din București, de câte ori te-ai întâlnit cu adversarul tău și ce poți să ne spui despre el, despre jocul lui? El joacă foarte bine, are un nivel ridicat și m-am mai întâlnit de alte două ori cu el. Și de rezultatele? Trei. Rezultatele m-a bătut de fiecare dată. Opa. Așa. De două ori în maxi tiebreak, o dată în două seturi. Așa. Și ce a fost diferit în finală? Care a fost acel ceva? Acest scânteie? Mi-am dorit super mult și m-am antrenat din greu. Acelea erau niște finale la turnee. Acela era campionatul național și mi-am dorit super mult să-l câștig și l-am câștigat. Am înțeles. Știu că este foarte dificil pentru un jucător de tenis să închidă un meci. Ai avut în finală 40-15, 20 de meci, pe care le-ai ratat. Cum ai gestionat acest moment emoțional până la urmă? A fost destul de greu să-l gestionez, dar mi-am zis în sine să rămân calm, să-mi joc jocul și am mers. Am făcut două puncte frumoase și am câștigat. Te-am văzut în fiecare dimineață a turneului. Și am văzut pe tine un calm și o încredere de oțel. Ai zis că ai făcut pregătire mentală cu Andy. Poți să ne spui exact ce ți-a spus, ce ți-a insuflat în așa fel încât să ai această încredere de oțel? Mi-a zis că trebuie mereu să rămân calm. Mi-a dat exemple de meciul în care lumea a rămas calmă și a câștigat. A dat și exemple în care n-au rămas calmă și au pierdut. Și mi-am dat seama că trebuie să rămân calm, mai ales că este un lucru super important. Și mi-a zis să fiu încrezător tot timpul în mine și în puterile mele și în ce pot să fac eu. Și o altă parte din încredere a venit pentru că am câștigat meciul la 10 ani. Și am prins multă încredere. Am înțeles. Știm foarte bine că trăim o pandemie și am trecut printr o perioadă de urgență în care a trebuit să stăm închiși în casă. Cum ai gestionat aceste două luni în care a trebuit să stăm în casă? Cum ai gestionat revenirea la antrenamente, la turnee, la emoția turneelor? Păi, în primul rând, la începutul pandemiei, alergam prin casă, dădeam cu rachetele în ce era acolo, în pereți, da, în mingi, mușcam cu mingea în casă. Ai spart ceva? Nu. No, eram aproape. Era aproape. Revenirea la antrenamente a fost un pic mai greuță, pentru că nu m-am mai antrenat în ceva timp. Dar am jucat, mi-am revenit în formă, dar la primul turneu am avut foarte, foarte multe emoții. Pentru că nu mai jucasem turneu în ceva timp. După ce am trecut prin experiența aia de turneu, am recapătat încredere și n-am mai avut emoții.
Acum ai trecut la nivelul următor, la categoria sub 12 ani. Da. Ce trebuie să îmbunătățești la jocul tău sau per total să îmbunătățești pentru a ajunge peste un an sau și peste 2 ani, poate în ambii ani, nu? Campion național la această categorie. Trebuie să muncesc la fel de mult, poate chiar un pic mai greu, pentru că adversarul să fie mai grei. Trebuie să încerc să pun mai mult spin pe minge. Să mai lucrez un pic la mental, pentru că o să mă conducă de cele mai multe ori adversarii. Și la fizic, pentru că durează mai mult meciul. Fizic? Și ce trebuie să faci la fizic? Facem alergări, rezistență, deplasări, ca să fim pregătit pentru meciul lungi. În finală, de fapt, la festivitatea de decernare a tricoului și a cupei de plastic, ai fost premiat de Horia Tecău. Ce ai simțit în momentul acela să te premieze un vicecampion olimpic, un câștigător de Grand Slam? Când am văzut că, inițial eu nu știam că ne va premia el, când am văzut că ne va premia el, am avut foarte multe emoții, eram foarte fericit și nerăbdător. Și când au zis campionul național Radu Andrei, eram super bucuros și mândru de mine. Știu că ești fan Nadal. Toată lumea din familie știe ce vrei. Îți aranjezi sticluțele cum vrei. Ce crezi că ai tu în comun cu el? Păi eu cred că avem în comun mentalul, pentru că nu ne lăsăm, nu suntem ambițioși, și stilul de luptător. Adică te lupți la fiecare punct și fizicul. Pentru că el a avut și o să aibă în continuare multe meciuri de 5 ore. Ai putea să joci 5 ore? Da. Da? Și acum în final, când vei ajunge un jucător mare, da? Ai vrea ca Fanta să-ți fie sponsor? Da. Aș vrea, pentru că mie îmi place Fanta și îmi place să beau. Cam asta a fost, sper că v-a plăcut. Cristi, ție cum ți s-a părut acest interviu? Super tare! Să-mi dați un follow pe Facebook, un follow pe Instagram, să-mi dați subscribe pe YouTube și un like și un share. Și la revedere! Salut!